Le mulțumesc foarte mult colegilor mei și nu mai am foarte multe de adăugat la lucrurile mult prea generoase pe care le-au spus. Ceea ce ține să spun este mai degrabă registrul mai puțin fericit al realismului pesimist. În sensul că dacă ne uităm la aritmetica acestui secol care ne desparte de anul 1918, România Mare este mai mică ca durată decât domnia lui Nicolae Ceaușescu și este la jumătatea intervalului comunist ca durată. Astfel că v-aș avertiza cu toată prietenia că această carte nu este una despre o perioadă aurorală. Nu este o poveste cu happy end, pentru că este imposibil să produci o poveste cu happy end dintr-un material care este în mare măsură un material al sângelui, un material al crimei, un material al trădării și un material al delațiunii. Aceasta ar fi o primă observație. Prima observație este că acest secol pe care noi ne pregătim să-l încheiem nu este secolul celor care au gândit proclamația de la Alba Iulia. Întâmplător sau nu, pondera lor în proiectul politic interbelic și în proiectul politic românesc la nivel de un secol a fost mai degrabă marginal. Este însă secolul altcuiva, despre care am scris în nenumărate rânduri, inclusiv alături de Angelo Michelici. Este vorba de Nicolae Ceaușescu. Aceea, ori de câte ori sunt întrebat cine este personalitatea căreia eu i-aș atribui identitatea tutelară pentru secolul 20 românesc, fără ezitare răspund că este Nicolae Ceaușescu. Și nu vă rog să mă doriți pe mine că sub influența unor substanțe halucinogene am încurcat lansarea și m-am trezit la revista Pentru Patrie sau la revista Arici Securici. Nu este cazul meu. Dar pot să argumentez că dacă există un regim care a schimbat România de o manieră irreversibilă, acesta este regimul Ceaușescu. Și în cursul zilei de astăzi am avut plăcerea să particip la lansarea unei cărți memorabile lui Radu Paraschivescu despre timpurile noastre și am spus și o spun și acum că dacă bărbații și femeile care ne conduc au un părinte fondator la care trebuie să revină pentru a se înțelege, cât este Nicolae Ceaușescu. Și pe care, de consecință, dacă după 30 de ani de 1989 noi suntem mai mult sau mai puțin înapoi la punctul din care am pornit, sub raportul vorbirii limbii române și al calității înțelegerii noastre ca națiune, înseamnă de fapt că Nicolae Ceaușescu este simbolul cel mai important regim pe care această țară l-a avut. Și oricât de mult ne-am dorit să gândim despre secolul acesta, sub semnul lui Ionel Brătianu, sub semnul lui Iuliu Maniu, sub semnul lui Iuliu Fosu, sub semnul lui Alice Voinescu, sub semnul Elisabetei Riza și sub semnul celor din decembrie 1989, este teamă că personalitatea care va da numele regimului celui mai însemnat în influență este Nicolae Ceaușescu. Pentru că mutațiile pe care le produce sunt atât de dramatice, atât de profunde, niciunul dintre regimuri despre care am scris în această mică carte nu a avut capacitatea de a pătrunde în fibrele societății noastre cu aceeași intensitate, cu aceeași brutalitate și cu aceeași subtilitate ca regimul Nicolae Ceaușescu. Lui, Nicolae Ceaușescu, ca nume, îi datorăm tot ceea ce avem în România de astăzi. De la percepția pe care o avem asupra identității noastre, la habitat și la viziunea despre viitor. Pentru că viziunea despre viitor astăzi este viziunea Nicolae Ceaușescu. Încât îmi pare rău să vă spun, dar uitându-mă și la monstruozitatea din mijloc care teoretic ar trebui să fie semnul prin care statul român evocă centenarul, voi la această monstruozitate, voi la alte monstruozități numai puțin înspăimântătoare decât asta și îmi dau seama de fapt că sub zodia lui Nicolae Ceaușescu s-a născut RSR, sub zodia lui Ion Iliescu s-a născut Republica noastră în 1989 și probabil sub zodia unei alte persoane al cărei nume nu doresc să rostesc, ne vom continua existența. Până la urmă este vorba de alegeri determinate de un profil. Vorba strâmbă, cum am spus și la lansarea lui Paraschivescu, este semnul gândirii strâmbe. Pâlpâiala, cretinismul,
această selecție antimeritocratică nu sunt întâmplătoare, nimic nu este întâmplător. Cristian Vasile este un istoric eminent, eu sunt, nu am nimic din un istoric și nefiind istoric îmi pot permite să spun ca un ageamiu lucrurile pe care istoricii eminent se feresc să le spună pentru că le-ar fi reproșate de către distinșilor colegi. Eu nefiind istoric pot să vă împărtășesc gândul meu, este un gând eminamente pesimist. În momentul în care vom reuși să ieșim din această umbră dominantă a lui Nicolae Ceaușescu, se poate să avem viitor. Până atunci, nu suntem decât niște note de subsol în istoria pe care a scris-o Nicolae Ceaușescu. Mulțumesc foarte mult!